Decizia guvernului de la Roma de a condiționa accesul la muncă al persoanelor de peste 50 de ani de prezentarea unui super green pass a condus la situații incredibile. La numai 24 de ore de la intrarea în vigoare a noii legi, sute de italieni s-au infectat voluntar cu SARS-CoV-2. Este singura modalitate prin care pot obține documentul necesar pentru a merge la serviciu, în situația în care refuză vaccinarea. Dan Boanță, corespondentul Prima TV în Italia, a urmărit subiectul și știe mai multe detalii. Dan, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Primii care au născut ideea de a participa la aceste întâlniri COVID pentru a putea obține super certificatul verde fără să se vaccineze au fost cadrele din sistemul de învățământ, profesorii, educatorii sau învățătorii. Aceste petreceri COVID se fac în case particulare în care locuiesc persoanele pozitive, iar invitația de a participa se face prin chaturile deschise pe mai multe rețele de socializare. Vă întrebați probabil cum procedează. Ei bine, persoanele care participă la aceste întâlniri folosesc aceeași pahar, aceeași ceașcă cu persoana pozitivă. O altă metodă este ca persoana bolnavă să poarte mască când respiră, tușește sau strănută, mască care va fi purtată apoi pe rând de către ceilalți invitați. Alții dau persoane infectate să folosească un tampon nazal, iar apoi cei care vor să se infecteze îl pun în nas. Am făcut totul pentru a lua virusul și am reușit. Acum am certificat verde și pot continua să muncesc. Astfel nu aș fi putut să-mi hrănesc copilul. Este declarația unei profesoare de la o școală elementară care a participat voluntar la mai multe întâlniri cu persoane pozitive. O educatoare din Roma a postat pe un grup de întâlnire spunând că a mers la aceste petreceri să se infecteze de mai multe ori, dar a rămas în continuare negativă, iar acum, la 52 de ani, a fost suspendată din serviciu, fiind întreținută de către mama sa, pensionară. Sunt doar două exemple ale celor care, în loc de vaccin, spun ei, preferă o săptămână cu febră, tuse și răceală. Ancheta deschisă de către polițiști și procurori arată că deja se prefigurează un adevărat fenomen la nivel național, mai ales că nu doar profesorii, învățătorii sau educatorii organizează și merg la aceste întâlniri, ci și magistrați, cadre sanitare, polițiști sau cu preponderență persoane peste 50 de ani care sunt obligate să se vaccineze pentru a putea lucra. Prin această metodă, infectându-se și apoi vindecându-se, doritorii obțin permisul verde, în timp ce dobândesc și o imunitate mult mai puternică și de durată, spun ei, decât persoanele vaccinate. Evident, autoritățile sanitare sunt în alertă, deoarece, așa cum vă spuneam, metoda se extinde rapid în toate zonele din peninsulă, iar din informațiile strânse până acum, nu numai cei nevaccinați au apelat la această metodă, ci și persoane vaccinate cu două doze, care o refuză din păcate pe cea de-a treia. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță.